România are un nou prim-ministru, este vorba despre fostul ministru al finanțelor Florin Câțu, care a fost propunerea Partidului Național Liberal, fiind astfel excluse variantele Dacian Cioloș sau Ludovic Orban. Totuși, fostul premier Orban a fost votat președinte al Camerei Deputaților într-o ședință care s-a întins până târziu în noapte. În cadrul negocierilor convocate de Klaus Iohannis la Cotroceni, liderii PNL, USR Plus și UDMR s-au înțeles să-l susțină pe Florin Câțu pentru funcția de premier, pe Anca Dragu pentru șefia Senatului și pe Ludovic Orban pentru președinția Camerei Deputaților. Toate propunerile au trecut în cele din urmă cu toată opunerea din partea PSD și nou intratului în Parlament AUR. Florin Câțu este senator român. Din noiembrie 2019 a fost ministru al finanțelor publice în guvernul Ludovic Orban.